Bun găsit la tema zilei, doamnelor și domnilor, zi de 13 cu ghinion pentru România, care se confruntă cu un protest de o amploare nemai întâlnită în instituții cheie pentru administrarea și colectarea banilor. Este vorba, în primul rând, după cum știți, despre un conflict pornit de la banii angajaților din Ministerul de Finanțe și de la Fisc, dar și despre banii noștri ai tuturor, prin efectul în lanț pe care un asemenea blocaj îl poate avea. Cu atât mai așteptate sunt răspunsurile pe care le vom solicita acum șefului guvernului, premierul Emil Boc. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Dincolo de mesaj pe care l-ați repetat și probabil că s-a înțeles, dar aș fi vrut să aflăm mai multe despre modalitățile, despre strategia noastră de acțiune în eventualitatea în care lucrurile, iată, nu se opresc aici, pentru că oamenii aceștia sunt încă acolo în minister. Dumneavoastră mi prezentezi la realitatea TV sau Antena 3, nu de la o televiziune publică. V-am răspuns la aceste întrebări și dacă insistați o să vă dau aceleași răspunsuri. Da, bun, nu știu de ce ar fi de denigrat un post sau altul. Sau doar că după ce mi-am dat trei răspunsuri la această întrebare, că se aplică legea și legalitatea, insistați pe aceeași temă, adică eu să vin să incit lumea la nerespectarea legii. Nu v-am cerut așa ceva, am spus deci ce poziție aveți în cazul lucru, în eventualitatea foarte probabilă că conflictul se extinde. Bun, am înțeles, mai departe aș fi vrut să vă întreb dacă legea aceasta a salarizării unitare ar fi rezolvat sau va rezolva cumva această problemă prin grilele care sunt stabilite acolo, în ceea ce privește mișcarea de finanțe. Tocmai asta menționam, că sarcina acestui guvern este tocmai aceea de a rezolva abuzurile, de a rezolva nedreptățile, inechitățile din sistem din ultimii 20 de ani.